Salutare! Da. Cumva n-a mers primul filmuleț, nu mi-a înregistrat audio deloc camera și o să vorbesc așa, să vă povestesc ce am făcut aici. În prima fază am dezghețat cupa și apoi am montat înapoi în cabina la 683. 683 a avut monoblocul crăpat și a trebuit să schimbăm carcasa la monobloc și pentru asta trebuie să-i dai jos cabina, să-i desfaci monoblocul, să cauți altul și apoi să îl montezi. Da. Aici am schimbat un furtun, cel de la hidraulic, care intră în monobloc. Noi avem furtun, nu avem conductă, fiindcă conducta s-a spart, era mai ușor să facem un furtun. E mai ușor de schimbat, nu te mai chinui cu șuruburi. Am făcut o adaptare cumva și doar prinzi un furtun de basculare. Foarte simplu, saltă foarte bine, are destul de multă presiune, e super ok. Numai că era îmbătrânit, avea vreo 5 ani, cred, și trebuia schimbat. Da, pregătesc ca să pun combina ăsta, cabina. Thank you.
Aici e decât o prostie pe care poți să o faci în timp ce un gen dumb ways to die. Tractorul nu mai s-a dat destul de mult, așa că am dat pe spate cumva laba de palet și vă dați seama că a alunecat, că na, ce se poate întâmpla altceva. Am încercat să o agăț din nou, dar na, a scăpat, vă dați seama. Așa e când te grăbești și nu faci treabă ca lumea, nu prea ai cu ce, am găsit și noi o kingă acolo prin curte aruncată și am folosit-o pe aia. Normal trebuiau niște lanțuri prinse ca lumea cu șuruburi, era mult mai bine, dar am rezolvat-o, am pus-o sus pe tractor, într-un final, să vedeți, și apoi ne-am apucat de strâns șuruburi. Tractorul a mai avut o modificare în ultima vreme. I-am schimbat motorul, i-am pus unul de aro în 4 cilindri. La dimensiuni și blocul de motor e la fel, doar că pistoanele sunt mai mici. Motorul de aro mi se pare că are 55 de cai, iar ăsta al nostru are 60 de cai, motorul normal. În fine, l-am pus, face ceva figuri, mai curge, mai nu e chiar un motor reușit. Dar ne-am apucat să facem motorul nostru, cel de original de 683. I-am luat cămășile, i-am luat toate piesele de undeva după la Brașov, de la cineva, și va trebui să-l facem și pe ăla, să-l avem probabil de rezervă sau vedem. Urmează să semănăm niște lucernă și o să-mi zică tata dacă trage bine tractorul la semănat sau nu. Dacă nu trage, cred că o să ne apucăm să schimbăm motorul. Dar dacă trage, o să lăsăm motorul ăsta până cedează și apoi îl punem pe altul, dacă este nevoie. Motorul ăsta, ca orice motor de 45, nu de 45, 55, nu prea are presiune hidraulică. Da, e mai nasol. Am lăsat pompa hidraulică, cea de pe motorul de aro, dar doar baia o schimb, că trebuie să-i pui baia de fontă, fiindcă suporții se prind pe baia aceea și de asta a trebuit să schimbăm baia. Dar, în principiu, merge tractorul. O să mai tragem de el așa, cât putem. La munci ușoare, consumă puțin, e foarte ok. Da.
Și pentru astea cauți? Da? Și pentru șuruburile astea cauți? Ai găsit siguranța? Nu am găsit siguranța. Cred că ea stă și se uită la tine și... Unde e dracu stă? Mai mă căută mă la mult. Eu m-am pus aici pe motor. Acolo am căzut. Asta este
Auzi, tata? Da. Ești mie o inelare de acolo, da. 24. Că avea cu dolarele astea scurte. 24? Da, vezi că e în spate la cauciuc de aici. Păi am zis, dar n-auzi că are filet în jos și nu pot să bag cu blat. Da? E, zic, nu. Nu pot să bag nici ăla, nu. Asta de ce? Șurubul ăsta de aici le are? E din față? Da, poate vine cam cum. Am bun extrem. Pe aici, după cum vedeți, m-am băgat pe sub tractor, să-i mai prind pedalele, să-i pun siguranțe, să-i prindem pârghiile de la comenzi. Am mai strâns niște șuruburi de la bridele care prind cabina, fiindcă erau destul de slabe și a trebuit să le strâng mai bine. Am încercat cu un pistol pneumatic, dar nu mi-a ajungea tubulară, așa că am luat o inelară clasică și am făcut cu inelara că na. Da, păi cam atât pentru azi. Ăsta a fost video de început de primăvară. Sper că vă mai amintiți de mine și de canalul meu. Sper să fiu mai activ anul ăsta. Așa am sperat și anul trecut. Dar, na, fac și eu ce pot. Să mai vă prezint câte ceva de la noi din fermă. După cum vedeți, în dreapta am schimbat și ușile la magazie. Acum acolo putem să băgăm tractoarele, să lucrăm la ele înăuntru. Ăsta a rămas afară, fiindcă nu puteam să punem cabina înăuntru, așa că trebuia să o punem afară. Dar, în rest, toate sunt bune și frumoase la noi în fermă. Și o să vă mai prezint în viitor și alte filmulețe. Cam atât vorbesc pentru azi. Vă mai las cu încă vreo 2 minute de filmare și ne vedem data viitoare. Pa! Da, dar 35 litri pentru el. Aveți un șurub de 6, dar mai 35 litri pentru el. Thank you.